ușor întârzia femeile și nu-mi place să aștept. Haide, 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 haide. Cine iubește și lasă? Stai așa. Mă pun asta aici o secundă, da? Eu acum mama mă așteaptă în față la Zara, nu mai dau ceva și vine într-o secundă, da? Păi, am de ales? Nu. Păi și atunci ce mai îmi zici? O secundă. Eu nu știu multe. Iată. Fii atent, am o singură problemă. Ha? Majoră. Mi-am amus cața. Ce facem? Nu glume. Asta e primul lucru care îl zici tu, mă, frate. În loc să zici, băi, iartă-mă că am întârziat. Băi, iartă-mă. Dar n-am, am întârziat cât, frate? Deși atât, nu. Uite cât e ceas. Nu, este și 14 și vorba a fost 3 plus minus 10 minute. Bă, dar ce mare ești. În alta? Ce faci? Ce? Uite, vorbeam cu băieți. Ce băieți? A, ăsta merge? Da, merge. A, upsi. Trebuie să-mi zici când am intrat, știi? Să nu-mi zic de mustață. Era un e, fix aia o să prim rămân. Lucru. Fix aia o să las. O să pui, păi, sunt sigură că o să lași aia. Hai, m-am și încălzit. Și că sunt sexy. Ai zis, nu? Da, am zis. Ai zis tu, n-am zis eu. Eu am zis, da, eu am zis, tocmai. Și am întârziat. Recunosc că nu mai sunam până de-am cu nimeni. Uite, și pentru că o dovadă că m-am grăbit, nici nu m-am dat bine cu nimeni. Da, ai tu, ai scenarii, da, să-ți faci scenarii. Scenarii, da, să le am văzut eu că pui, m-am uitat eu la vlogurile alea ale tale. Să-mi dau geaca jos, nu, că mai facem până da, acolo. Asta e plăsita mea de casă, asta gri. Dar era singura chestie care s-a sortat, știi? Dar aici cu tine merg numai oameni înalți, așa-i? Că... Păi nu prea am mai mers, așa mai mers vreo 2-3 persoane. În fata acolo. Da. În ultima perioadă. A, n-a mai mers nimeni în mașina ta în ultima perioadă. 2-3 persoane. 2-3 persoane, da. Deci că suntem într-un episod din Mondenii. Deci conversația noastră este o scenă dintr-un film, dintr-o da? Telenovelă, da. Melci. N-ai stare? Ce dracu am în buzunarele astea? Ah, toate gunoaie. Numere de telefon de la domnișoare. Ia-și tu numărul ăla al meu, telefon și bagă-l în torpedo. Dacă ești de treabă. Faci un live? Facem un live? Hai. Pe pagina mea sau pe a ta? Pe a ta. Tu ai mai mulți oameni. Eu am foarte puțini. Hai că facem. Pe pagina ta? Da. Pe speaker ăsta, da? Mamă, ai 800 de mii, frate. Ce scriu la... de titlu? Ce vrei tu? Fă ce vrei tu. Bă, dar nu mai... Bună, ce faceți? Suntem live pe Facebook-ul lui. În timpul ăsta facem și vlog pentru canalul lui, după aia pentru canalul meu. Eu sunt Laura Giurcanu, apropo, îmi pare bine. Pentru cine Laura, nu mai zi Laura Giurcanu, zici tu eu Laura. Eu sunt Laura, pentru cine nu mă cunoaște. Zici că ești la poliție. Așa, și mergem să facem niște poze. Ia o ce piesă. Se inspiră? Asculti multă muzică de asta? În perioada asta? Nu. Ce ești pușcăriașă? Uite un pic cum arăt din poziția asta cu geaca. N-ai gât. N-am nimic, n-am... Ulala. Adevărul că dacă pui cu geaca ai putin, ești un băiețel așa. Laur. Trebuie să știi de câte... Lasă că la urmă, nu vrei să știi de câte ori mi s-a zis salut băieți sau din asta, când eram cu băieții. Da. Sau de câte ori au încercat oamenii să dea noroc cu mine. Păi dacă te-au mâncat în fund, să te tunzi? Nu, 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 lasă asta că eu n-am o problemă că m-am tuns. Dar? Cum să presupui imediat că cineva e băiat sau fată? Păi că arăți la băiat. Păi și nu, nu, te uiți un pic la omul ăla, că dacă te uiți la fața mea și la tot în general, îți dai seama că nu-s băiat. Da, da, dacă te vede cu peruca aia mică, că așa când ai părul mare, nu mai arăți la fată, la băiat. Adică, na.
Există o lege universală care nivelează. Hai că parcă nu prea arăta băiat. Păi nu arăt. Aia încerc să subliniez că nu arăta băiat. Bine, că acum că ai cercei, cred că de asta. Ți s-a întâmplat vreodată? Să-mi zic că te sfată nu. Nu? Nu, niciodată. Ai scăpat? În schimb s-o dat de ăștia la mine. De ăștia... Și era să-mi iau țeapă în Italia, la o benzinărie ceva. Am oprit și era una. Și mi s-a părut dubios așa cum am avea o carabă în mână. Au mână. De băiat de ăla, era mare băiat și cu mare tiulete. Ce vorbești, mă? Uite farmacia acolo. O văd, am văzut. Chiar două. Uite, e și drogherie. Ce faci acum acolo? Îmi pun și eu un cercel. Bun, acum? Și tu vezi și tu ce tipuri de fete ai întâlnit pe internet, dar nu timpului. De-aia care își pun poze porno, de-aia care își pun poze porno, de-aia care își pun poze... Dar nu le dați lor acum, că trebuie să intri pe videoblogul tău. Că noi acum filmăm pentru videoblogul ei. Și pentru că l-au pentru ce filmul sunt pentru tine. Da, mă, și fac eu... Și tu când postezi? Eu postez luni. Eu postez mâine, cred. Ah. Vom vorbi despre tipuri de fete de pe net, să vă uitați pe vlogul meu la Ciocan. Vezi, uite, dacă vrei, te pun aici așa, jos. Da, pui? Bun. Mersi mult. E cam complicat, dar dacă faci asta... E complicat. Bine, gata, v-am pupat, vă mulțumim. Pa, că ai vorbit într-una, numai tu ai vorbit, ai făcut și live. Pa! Pa! Pa, pa! Come catch the vibe!